Unul dintre cele mai importante proiecte de înfrumusețare a municipiului Câmpina a fost stopat pentru câteva zile din cauza muniției găsite în zonă. Este vorba despre amenajarea lacului Curiacul, o lucrare pentru care administrația locală a orașului a contractat chiar și un credit. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, lucrările de modernizare ale lacului Curiacul au fost stopate de firma executantă din cauza muniției găsite în lac. La sfârșitul săptămânii trecute, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a venit în municipiul Câmpina pentru a găsi o soluție cu privire la situația creată. În urma discuțiilor s-a stabilit că lucrările pot fi reluate. Dacă, prin absurd, mai există cumva vreo muniție neexplodată, să zicem un obuz, adică un proiectil mai mare, pentru că dacă este un cartuș de infanterie, nu prezintă niciun pericol. Deci dacă este un obuz în adâncime și, prin absurd, prin baterea stâlpilor de beton, el explodează, deci acest lucru este foarte greu. El fiind la adâncime, cel mult creează în adâncime o pâlnie, o zonă, care la suprafață se propagă, eu știu, doar aruncând puțin nisip sau aruncând puțină apă în cazul în care este la marginea lacului. Conform edilului șef Horia Tiseanu, nici în momentul în care lacul va fi drenat, nu există posibilitatea să se întâmple vreo tragedie. Și dacă lacul va fi drenat, dacă va fi curățat, de asemenea, există două probleme. În primul rând, muniția, dacă există, este la adâncime mare, ori noi o să-l curățăm, eu știu, la 1 metru, 2 metri adâncime, deci probabil că nu o să ajungem la acea adâncime, având în vedere că lacul în decursul timpului a crescut ca nivel, deci lacul, în acest lac, spre deosebire de lacul bisericii, se depun continuu aluviuni, să le zicem, de fapt este nisip, pământ, adus de apele pluviale din tot cartierul Mușcel. Lucrările de modernizare ale lacului Curiacul vor fi reluate în câteva zile.